seara, sunt Narcis Daju și iată că ne reîntâlnim la Panoul de Onoare, o emisiune nefirească pentru vremurile pe care le trăim, o emisiune pe care mulți încearcă să o oprească, deocamdată n-au reușit, dar țineți minte, fiecare ediție a Panoului de Onoare poate fi ultima. Despre ce discutăm în această seară? Despre angajații Complexului Energetic Oltenia care, din nefericire, mor pe bandă rulantă. Ultimul accident de muncă soldat cu un tragic deces s-a petrecut ieri. Numai departe de săptămâna trecută, un alt angajat a rămas cu picioarele strivite. Despre miliardele pe care primarul Cârciumaru a catadixit să le cheltuiască săptămâna aceasta pentru a da o petrecere electorală în beneficiu a circa 2000 de pensionari din Târgu Jiu. Despre cum s-a ajuns ca un consilier cultural de la primăria Cătunele să-și omoare pruncul, vă dați seama, vorbim de un consilier cultural care lucra în acest post de peste 15 ani. Despre cum a ajuns mult iubitul și stimatul premier Victor Ponta să-și cumpere 3 apartamente de lux de la două offshore-uri, de la două firme offshore care au intermediat șpaga de 8 milioane de euro în dosarul Microsoft. Discutăm despre cum s-a făcut de râs săptămâna aceasta conducerea centrului Brâncuș în momentul în care a încercat să retragă de pe mass media reclama comandată de CEC și discutăm multe alte lucruri interesante și despre pandurii și despre sponsorul principal. Sarcină, aveți o mulțime de motive să rămâneți alături de noi. Invitații mei în această seară sunt profesorul Teodor Voicu. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Membru PSD, trebuie să știe. Specificăm, da. Membruț diminutiv, am spus. Membruț PSD, municipiu Târgu Jiu. Și domnul Ion Fugaru, fost viceprimar la Târgu Cărbunești, fost membru al mai multor partide, în prezent liber cugetător. Mai rugeți, domnul Fugaru, că nu e de râs. Bună seara, dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră. În ce stadiu e procesul dumneavoastră cu Partidul Democrat Liberal? E spre final. Și ce prezintiți? Că voi câștiga, cu siguranță, voi, dar nu se poate. Ba, toate le vom discuta la momentul potrivit. Așa cum vă spuneam în debutul emisiunii, ieri a mai murit un om la Complexul Energetic Oltenia, un bărbat de 51 de ani, Marinică Buldui, a lucrat 30 de ani la cariera Peșteana și în luna iunie fusese forțat să plece la unitatea de mentenanță. De cine? De fostul vicepreședinte PSD Gorj, Laurențiu Ciurel. Între timp, ca în Românica, Marinică Buldui apelase la un lider PSD să se transfere înapoi. N-a mai apucat săracul, s-a apucat să repare ieri un excavator și a trecut în lumea celor drepți. Scrieam eu ieri că Laurențiu Ciurel e incapabil să asigure salariile și primele. Nici nu poate fi vorba să asigure condiții de muncă în așa fel încât angajații CEO să se întoarcă vii la casele lor. De fapt, angajații de la Talpa CEO nu merg la muncă, ei merg la moarte. Drumul lor poate fi mai scurt sau mai lung. Dacă e să ne uităm pe mass media, sunt deja mai mult de 100 de morți în ultimii ani. Din nefericire, Inspectoratul Teritorial de Muncă, în toate aceste cazuri, a scos vinovați morții. E normal așa ceva, domnule Teodor Voicu? Domnule, mi-aduc aminte de un roman, parcă Gogol avea Suflete moarte. Nu este normal deloc. Poate într-un gigant de acesta energetic, problema numărul unu care ar trebui să fie grija față de om. Și eu am rămas stupefiat de moartea acestui om,
Dar săptămâna trecută a fost alt eveniment tragic. Nu e primul, pe, nici pe luna asta, nici pe anul ăsta. Deci există oameni care răspund de NTS-ul, normă de tehnică a securității, o armată întreagă. Deci omul este capitalul cel mai important în orice instituție și în orice întreprindere. Și pe mine m-a uimit. Eu, bineînțeles, că am trecut printr-un decès, știu ce înseamnă moartea. Mi-am pierdut soția, să împlinesc acum 6 luni de când am pierdut-o. Și la mine aș vrea să vă spun că sistemul, după 35 de ani de învățământ, nu mi-a dat niciun ajutor de mormântare, nu s-a încadrat nicăieri. Sindicatul, 3 milioane jumate. Asta este grija față de om. În CEO acesta, eu nu că dau sfaturi, că degeaba le dau, dumneavoastră spuneați că sunt membru PSD. Eu am zis că sunt un gonaș politic, nu am trăit din politică. Eu am trăit din cultură, am trăit din ceea ce am învățat. Am 3 licențe, absolvent de pedagogică, ca și dumneata, absolvent de filozofie și istorie, de abii trăiesc. Am rămas acum cu o leafă, acum îmi dau seama, cât era buna mea soție, în 2 treceam greu. Adică ușor, acum trec foarte greu cu un salariu. 2000 după 39 de ani, am intrat în al 39 lea an de învățământ. Am mai spus de problema aceasta, nu e bine și peste tot și în învățământ, nu este grija aceasta față de om, iar în acest CEO, să nu se supere domnul Ciurel, parcă au fost în Polonia, într-un schimb de experiență. Îl văzui, acum vor și o schimb de experiență cu ungurii. Foarte bine, e nemaipomenit că fac aceste schimburi de experiență. Dar eu știu că trebuie să învățăm din greșeli. Mineritul totdeauna a adus sacrificii imense, ne aducem aminte, Valea Jiu, de exploziile extraordinare. Dar aici, în secolul 21 acum, să treacă așa, cu șenirele peste picioarele unui om, că nu l-a văzut, pe mine m-a bulversat acest aspect. Parcă omul acesta repara la ceva pe acolo. Da, la un excavator. Domnule Fugaru, eu știu că de crimă nu te iartă nici preotul. Iată că ITM-ul, de ani de zile, iartă șefii din Complexul Energetic Oltenia de crimele care se produc în interiorul acestui gigant economic. Înainte de a vă da răspuns la această întrebare, aș avea și, am și o curiozitate la domnul Voicu. Noi, totuși, ce v-a determinat asta? Sau cine v-a convins să deveniți membru PSD? Doamnă Fugaru, îmi puteți o întrebare dură de tot. Parcă am fost amândoi în PDL. Și eu o să vă întreb acum ce v-a determinat să nu mai fiți nici dumneavoastră membru PDL. Să trecem. Vedeți, nu ne luăm acum pe aspectul ăsta. Este opțiunea. Fiecare își caută părerile, opiniile. Dumneavoastră vă luați de mine că sunt membru PSD. Nu, domnule, nu, stați puțin. Da. Eu sunt curios cum ați fost, că sunteți cum liberat. Cum ați fost dracolat. Da, deci dumneavoastră spus răs. Mie îmi pare rău, modelul pentru mine poate domnul Morega. Îmi pare rău că n-am trecut prin toate partidele politice, pentru că vezi că e un traseiz fantastic. Adică mă gândesc, deci, că poate sfărăiți sau... Da, trebuie să eu vă spus de la bun început. Se vede la ca și vedere. La PDL-ul dumneavoastră, știți, în organigramă, mi-aduc aminte la PDL-ul că am stat lângă o doamnă cu un tors așa de estetic, încât a zis, dom'le, dar locul mata nu-i pe aici. Bun, să trecem peste. Bun, și acum vă las să vorbiți. Din câte știu eu, IPJ, Gor și parchetul, din moment ce vine viza de la ITM, accident de muncă, mortul vinovat, nu mai au niciun rol, da? Domnul Dajo, atâta timp cât nimeni din cei responsabili cu protecția muncii din interiorul CEO-ului nu va fi trimis în judecată și nu va fi tras la răspundere, tot timpul morți vor fi vinovați. Din păcate și din nefericire, ăsta e sistemul politic de la noi din România și ca atare nu văd nicio rezolvare în viitorul apropiat. Nu se va modifica cu nimic. Tot timpul va fi, indiferent de ce s-ar spune, mortul este vinovat. Rog regia să încerce să îl sune pe Dan Părvulescu, lider FNME. Că vreau să vă spun altceva. L-a luat cineva la întrebări pe directorul cu protecția muncii din cadrul CEO, care primește peste 100 de milioane în salariu, să-l întrebe, să dea cu el de pământ, când a fost ultima vizită făcută în sectoarele de activitate ale minierilor? Dole a făcut cineva, știți, ăștia se fac fictiv peste tot.
Deci... N-am niciun interes exagerat. Vorbesc cu angajați ICO de la Talpă și îmi spun așa, domnul Daju, trăim într-un stres fantastic. Normal. Ne sună și ne ia la înjurături că ce tot moșmonim pe acolo, de ce nu e reparat excavator? Domnul. Păi avem un om care a lucrat 30 de ani într-un post și Buciureli a venit lui să-l mute în altă parte, în prag de pensie. Uite că nu mai apucă omul nici o zi de pensie. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră. La noi, toți care conduc aceste gigante, sunt oameni care spuș politic, care nu se duc acolo decât pentru interesul personal. Și vreau să vă spun că vă vorbește un om care a stat de vorbă cu foarte mulți directori de companii din exterior, care vreau să vă spun că, pentru că eu le-am dus și masă, eu le-am asigurat și casă și așa mai departe. Dom'le, n-au acceptat cei care răspundeau de protecția muncii nimic sub ce prevedea contractul. Vă întrerup pentru că l-avem prin telefon pe Dan Părvulescu, lider FNM. Bună seara! Bună seara! Domnule Dan Părvulescu, sigur că tendința este să spuneți că e Ciurel vinovat, că nu s-a făcut retehnologizare, că nu sunt bani. Vrem un punct de vedere cât se poate de apropiat de realitate. De ce a murit acest om din informațiile pe care le aveți dumneavoastră? Și de ce sunt aproape săptămânal accidente de muncă la CEO? Vedeți dumneavoastră, în cadrul fiecărei unități economice, dacă are peste un număr de salariați, angajatorul este obligat să facă acele comitete de sănătate și securitate în muncă care urmăresc starea de sănătate și de securitate a salariaților. Și în cadrul Complexului Energetic Oltenia este acest comitet de sănătate și securitate în muncă, numai că a fost pus de domnul director general Oltenia Ciurel, dar și altele. Și de ce spun chestiunea asta? Vedeți noastră, în momentul în care legislația obligă ca trimestrial să se facă cel puțin o ședință de analiză a acestui comitet, în cadrul CEO a fost o ședință undeva în primul trimestru, dar o ședință extraordinară pentru a stabili niște chestiuni cu mijloace de transport în carieră, iar ședința normală s-a ținut după ce am făcut nenumărate intervenții la ITM, Gorj, pentru că cu toate că ne-am adresat domnul director general, domnul director general în stilul dânsului caracteristic nu a vrut să ne dea răspuns la solicitările noastre. Deci ne-am adresat ITM-ului, iar ITM-ul l-a obligat să țină acest comitet de sănătate și securitate muncă. Mai mult, ce este foarte grav și pot să dea un răspuns la ceea ce întrebați dumneavoastră, este faptul că directorul general, deci șeful conducătorul unității este obligat să prezinte în prima ședință de Comitea Sănătății și Securității Muncii a CSSM-ului un raport privind starea de sănătate și securitate în muncă din anul trecut. Deci dânsul era obligat în primul trimestru al 2014 să prezinte la acea ședință de Comitet de Sănătate și Securitate în Muncă ce se întâmplase pe această linie în anul 2013. Mai mult, tot legislația îl obligă ca să înainteze o serie de, să înainteze spre aprobarea acestui organism o serie de măsuri pentru a ameliora starea de sănătate și securitatea lucrătorilor. Domnule Părvulescu, conducerea ITM Gorj știe că Ciurel încalcă toate aceste prevederi legale? Bineînțeles, deci l-aș fi amendat, dar repet, vedeți noastră, faptul că l-amendează pe domnul Ciurel cu 10.000 de lei sau cu 5.000 de lei în contextul în care dânsul beneficiază de sume astronomice din partea acestui complex, mai mult am înțeles că e și asigurat. Deci indiferent ce face bine, rău în această companie, dânsul nu răspunde. Bun, singura reacție de ieri a CEO a fost că familia răposatului va primi 5-6 salarii. Ca și cum a trebuit să se bucure familiile morților. Domnul, bine că v-au murit, că vă dăm bani grămadă. E penibilă această chestiune, pentru că e, din păcate, o chestie minusculă pentru ce se poate face pentru o astfel de situație. E un drept contractual al fiecărui om, deci nu l-a dat domnul Ciurel de la dânsul. Bun, dacă era după dânsul, probabil că
nu a acceptat niciun salariu la negocierea contractului, cum de altfel probabil că o să întâmple în viitorul apropiat. Toți acești angajați de la Talpa CEO au rate și nu pot să nu vină la servici. Dacă îi se dă ordin să intre acolo unde e tensiune maximă și nu e echipat cum trebuie, că am înțeles că nici bani de echipament nu mai sunt, el nu poate să refuze treaba asta. Cum deci, ieșim din situația asta? Problema în ce eu am spus și o repet, este stresul în care lucrează acest salariat, stresul implementat de actuala echipă managerială din CEO. Pentru că, vedeți voastre, nu poți să te duci să lucrezi în instalații electrice dacă ești permanent supus la stres. Mai mult, vă aduc aminte și dumneavoastră foarte bine de ce s-a întâmplat anul acesta cu mentenanța. Deci au fost oameni tracasați tot anul, că vor trece la mentenanță, că se va întâmpla nu știu cine, ce vă face cu această mentenanță. Deci, din ianuarie și până acum, oamenii aceștia au trăit într-un stres permanent. Vă spun că băiatul respectiv, Dumnezeu să-l ierte, provine de la UMC Peșteană. Deci, din ianuarie și până în iunie, când a determinat să semneze acele acte adiționale prin care îi obligau să treacă la unitatea de mentenanță Rovinari, oamenii ăștia au fost supuși la un stres permanent. Deci, inclusiv răposatul. Cum vrea să lucreze un alt astfel de om după ce 6 luni e supus la un astfel de tratament? Bun, personal aștept din partea dumneavoastră ca cel târziu săptămâna viitoare să faceți ceva concret, să aveți o poziție publică fermă față de aceste accidente de muncă care sunt din ce în ce mai dese. Poate ar fi necesară și intervenția prefectului. Mâine înțeleg că premierul vine în carierele CEO, poate ține să participe la parastasul mortului. Da? Da. Văd că Ciurel, deși față de femei n-am angajat, că avem la CEO managera politică astăzi a fost la Călinei în birou să stabilească fiecare cu ce participă să primească mâine prințișorul, dacă se poate regește. Deci sunteți totuși lider sindical, așteptăm să faceți ceva concret. Dacă îmi dați voie, și ce mai intrigă pe mine? Deci nu, am înțeles că de seară începe campania electorală sau ceva de genul ăsta, că nu sunt cu chestiunile astea. La noapte. Da. Dacă nu mă înșel, bun. Păi știți care e chestia curioasă? Dom'le, mâine, domnul Ponta, ce calitate vine? De candidat la prezidenție sau de prim-ministru? Pentru că ca prim-ministru nu a făcut nicio vizită de lucru în CEO până acum. Mă aștept să sorteze angajații CEO care vor avea contact cu dânsul și poate chiar să-i tranquilizeze. Deci nu exclud. Au făcut și oră potrivit. Au zis că vin după ora 3. Deci după ora 3 va fi schimbul 2 și vor fi izolați și cu alea câte un om. Da. Care este la cât de iubit e Ponta în carieră, nu exclud ca angajații să primească tranquilizante. Și nu exagerez cu nimic. Și care e chestia absurdă? E atât de iubit la termocentrală, Rovinar, de nu se poate. Deci da. E chestia culmea culmilor. Dar am văzut și prin Târgu Jiu. Oamenii iubesc foarte tare și SPP-ul, jandarmii și polițiștii se chinuie să-l apere pe Ponta de iubirea oamenilor. N-am văzut așa ceva. Am observat. Domnule Pârvulescu, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc, numai bine, sănătate. Vom vedea ce se întâmplă pe 2 noiembrie. De iubit va fi. Și în altă ordine de idei, vreau să urmăriți următorul aspect. O să vedeți și dumneavoastră la noapte, la ora 000, câți șefi de unități vor fi la afișatul afișelor. Chiar vă rog să-i urmăriți, să-i vedeți câți sunt acolo, ca lângă ei. Că ei, după funcții, să duc acolo, să sărute mâna, să stea în genunchi, în loc să fie vertical și pe linie profesională niște profesioniști desăvârșiți, să ducă acolo să închine și să stea în genunchi și să milogească. Una dintre săturile care diferențiază omul de animal e capacitatea de a alege. În luna noiembrie noi suntem puși în situația de a alege viitorul președinte al României. Săptămâna asta Cârciumaru a făcut un lucru oribil. A luat 2 miliarde de la buget, nu cum a spus domnul consilier local Berca, de la Partidul Democrat Liberal, că n-au fost bani publici și că au fost de la Direcția de Protecție Socială. Au fost bani publici, nu mă interupeți, vă rog. De la Direcția de Protecție Socială, nu sunt tot de la buget. Păi, asta spuneam și eu. Nu poți să pretizi că vei candida din nou împotriva lui Cărciumaru când tu nu știi că un buget e făcut din bani publici. Bun. Stăteau săracii pensionari cu boturile în farfurii, da? Și Cârciumaru îi toca la cap. Să-i mulțumim premierului Ponta. Hai să vedem imaginile, vă rog frumos. Care face, care drege. Deci, oamenii renunță la dreptul lor fundamental de a alege
alegând să aibă mațul plin într-o seară. Domnul Daciu, vedeți și dumneavoastră... Să vedem imaginele. Haideți să vedem material. Vedem imaginele. Mai departe să nu vă transmit și din partea unui om la fel de respectat și de iubit de dumneavoastră. Și aici este vorba de domnul prim-ministru Victor Ponta. Vă rog să-mi permiteți ca și din partea dânsului să vă transmit un mesaj de respect și stimă față de dumneavoastră. Știți că în permanență a fost lângă dumneavoastră, lângă pensionarii din Târgu Jiu și sunt sigur că în această perioadă, în această campanie, va fi de asemenea de foarte multe ori prezent la Târgu Jiu și dumneavoastră veți avea ocazia ca personal să îi puneți întrebări și să primiți răspunsuri. Da, ăsta e primarul nostru, așa a ales Partidul Social Democrat să pregătească campania electorală. Din păcate, urmărind imagini luate la restaurantul la care s-a ținut pomana asta electorală, am văzut că nici măcar n-au ajuns pensionari săraci acolo. Erau aleși pe sprânceană, probabil predominant din cartierele semi și centrale ale orașului. Deci nici măcar un act de caritate nu se poate spune că s-a făcut. Nu doar la Târgu Jiu s-a întâmplat treaba asta, s-a întâmplat și la Bustuchin, 400 de pensionari, alte 100 de milioane cheltuite, s-a întâmplat la Rovinari, s-a întâmplat la Motru, s-a întâmplat la Turceni. Iată că PSD-ul e atât de nesigur încât alege să se cătuiască bugetele primăriilor și doar începutul. Durează o lună jumate această campanie. Pe scurt, domnule Voicu. Domnule, așa cum vă spuse din interior, niciodată n-am fost de acord cu festivismele, n-am fost de acord niciodată cu monopartidismul, pentru că întotdeauna, și asta este părerea noastră, am văzut că întotdeauna susțineți opoziția. Să fie opoziție. Noi mai avem asta cumva, trebuie să facă presa. Ar trebui. Presa trebuie să... Și partidele să facă opoziția. Și presa. Noi nu mai avem, mai ales în Gorj nu avem. Vă rog, la noi se mimează. Aceleu ăsta, o să spună și domnul Fugaru, poate să spună că a fost și la PDL. Eu de ce fac cu PNL-ul? Jucă bătuta pe loc cu PSD-ul. La noi nu se mai știe care e stânga, care e dreapta. Vă dau eu cel mai bun exemplu. Domnule Fugaru. Da. Să laudă domnul Virgil Drăgușin, fostul subprefect, că dânsul este șeful de campanie electorală din partea ACL. Ori toți gorjenii care se informează au văzut că dânsul este ca și numit șef al corpului de control al domnului prefect Văcar. Da? Deci nu e cu amândouă picioarele, e cu toată ființa lui în PSD, Drăgușin. Ce au avut în cap oamenii ăștia de la opus să conducă campanie electorală din partea opoziției? Un PSD-ist. La două capete. Haideți să vorbim pe rând încă o dată, vă rog. Domnul Daciu, ne întoarcem înapoi la declarațiile mele. Eu am spus-o tot timpul și o repet tot timpul. Acești oameni, eu n-am nimic. Felicitări PSD-ului, că am ajuns să felicit și PSD-ul. Acești oameni sunt puși de PSD în funcțiile cheie de la fiecare partid din opoziție. La ce, de ce să ne mai dăm la... ne ascundem după degete. Păi oameni din teritoriu, care sunt considerați de dreapta, niciodată nu vor veni alături de Dan Vâlceanu, nu vor veni odată, niciodată alături de Dian Popescu, de Virgil Drăgușin și așa mai departe. Avem un telefon. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm. Să trăiți! Sunteți în emisie, vă ascultăm. Eu chiar acum am ajuns acasă. Vă urmăresc de multele trei. Mie îmi place inclusiv dumneavoastră și mai am câteva televiziuni. Vă mulțumim. Ale Gorjului. Ce să vă spun, prin săi când am venit acasă cu accidentele de muncă și eu lucrez în sistem
Și acum să vă spun eu de ce sunt accidente de muncă. Vă rog. Că eu am vârsta de 58 de ani și lucrez în sistem. Mulți înainte. Dumneavoastră, la fel. Dumneavoastră, ce credeți? Eu mai văd bine? Îmi mai țin echilibru bine pe picioare? Indiferent ce sunt, electrician sau lăcătuș. Vârsta asta, ce ziceți dumneavoastră? Eu mai pot lucra normal? Aș cerut să fiți mutat pe un post care să concorde cu aceste probleme care vin odată cu vârsta. Eu am cerut când a fost PDL-ul la putere, suprafața prin N ședințe, suprafața minerii, muncitorii care lucrează la suprafață, să ducă senatorii, parlamentarii noștri, domnul Vasile Popeangă, care se laudă pe sedistul, să iese la vârsta de 55 de ani la pensie. Că la vârsta de 55 de ani la pensie, oricare muncitor îndeplinește pe ea 35 de ani de muncă, vă spun eu, că eu am 58, dar am 39 de muncă. Spuneam adineauri, media de vârstă la pomana electorală lui Cârciumaru a fost sub 50 de ani. Nu mai tineret acolo. Ultima întrebare, dacă îmi permiteți. V-ați apretat sau lupetat? Că mâine vine prințișorul Ponta prin carieră. V-ați dat cu parfum? Să știți, acum o bag în automat. De-abia aștept să vină. Numai două întrebări am. Îl iubiți, înțeleg. Dar să vedeți, eu... Să știți că am terminat niște școli, ca dumneavoastră, ca și cei de acolo, de lângă dumneavoastră. Dar el a pierdut deja 50% când s-a dus nepoței ei la școală și s-au bucurat de abecedarele alea noi. Vă dați seama? Păi, elev mort în Haznaua din curtea școlii. Mulțumesc mult pentru intervenție, o seară plăcută, sănătate. La fel, emisiuni frumoase, să trăiți. Da. Tocmai pentru că premierul e în situația electorală destul de maro, da, în care singur s-a introdus, se fac eforturi disperate. O să-l vedem acum pe primarul Cârciumaru, mințind poporul că dânsul are o baghetă magică și poate să facă poduri instantaneu în județul ăsta, în condițiile în care podul de la Albeni cred că mai durează 10-15 ani până e gata. Vă rog să rulăm materialul cu bagheta magică a primarului și să-l sunăm și pe primarul de la Roșia de Amaraia să ne povestească despre podul de la Albeni. Avem un telespectator, este o problemă în localitatea Vladimir, însă oamenii nu au culoare politică, domnule primar. Este vorba de o punte, vine iarna, ne-am săturat să mergem pe jos 7 kilometri. Eu o să știu, dacă primarul știe, eu o să iau legătura dimineață cu primarul să insiste să rezolve problema până când vine iarna. Bun, dacă la Vladimir nu e pod, Cârciumaru vorbește dimineață și până vine iarna, adică într-o săptămână, gata podul. Cum e situația podului de la Albeni, domnule? Voi cu că a fost premierul sau dat bani? Da, eu știu și când s-a făcut podul ăla, am spus, s-a furat. Hai să luăm de la 1900, și acum, să lucrează când va fi gata. Deci eu fac acolo, fac naveta Târgu Jiu, Albeni, școala, că sunt profesor, pe linia mare, pe Bengești. Eu nu știu, se aude că banii s-au alocat în 3 luni, în 2 imași. Dacă acum vine octombrie, noi zice că mâine dimineață gata. Da, vedeți, era vorba de o punte, dar la noi podul ăsta, care a fost făcut... Cam când am ajuns eu dascăl în Albeni, eu sunt înainte de cutremur la Albeni, cutremurul din 77, eu sunt din 76. N-a durat mult, a luat Angel Salini, 1895 durează. Eu iau pe linia mare, pe Bengești, eu în 3 luni nu cred. Deci nici în bazmele românilor de Petre Ispirescu nu văd această lucrare de anvergură. E lucrare grea. Bună seara, domnule primar Liviu Cotoșman, ne auziți? Bună seara și dumneavoastră și invitațiilor și telespectatorilor dumneavoastră. L-ați văzut pe președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru, face poduri cât ai bate din palme. Ce ne puteți spune despre situația podului de la Albeni, știind că afectează radical și comuna dumneavoastră? Eu aș începe spunând că suntem în perioada de campanie și oamenii politici de fiecare dată ies cu declarații politice pe gustul celor care îi ascultă, pe placul electoratului,
însă realitatea e foarte, foarte departe de adevărul concret al momentului. Dacă mă întrebați de podul de Alben, să știți că nu numai eu, cetățenii din localitatea Roșia Neamă Radia pe care îi reprezint, cred că cetățenii din această zonă a județului Gorj care tranzitau zilnic prin zona respectivă și-ar dori din tot sufletul ca acest pod să fie reconstruit cât mai repede și în felul acesta tranzitul să le permită trecerea prin zonă în timp util, pentru că altfel pot să spun că se ocolește undeva prin Bengești vreo 10-11 km spre Târgu Jiu. Nu numai că se pierde timp, dar traseul pe acolo, mă refer în primul rând la drum, e foarte îngust. E o zonă populată. De fiecare dată, pentru că și eu frecventez regulat pe zona respectivă, întâlnim fel și fel de obstacole legate de faptul că traficul cu mașini e foarte des, oamenii trăiesc ca la țară, animalele mai ajung pe partea carosabilă și scot în evidență că circulația e foarte, foarte greoaie. Sunteți primar PDL. Sperați că veți primi ceva bani la această rectificare bugetară? Mi-aș dori ca în ceasul al 12-lea, și când spun lucrul ăsta mă gândesc că sunt alegeri prezidențiale, aș dori ca cei care sunt acolo la drămuitul banilor publici să nu mai țină cont de culoarea politică a unui primar și să țină cont de problemele cu care se confruntă comunitatea. Pentru că înainte de toate, chiar dacă respectivii cetățeni locuiesc în localitatea Roșia Neamă Radia, iau exemplul meu, ei până la urmă sunt cetățenii județului Gorj, cetățenii României și ca atare cred că au și ei dreptul la o viață bună, cu bunăstare, la o viață decentă și lucrul acesta e posibil numai dacă cei care ne reprezintă gândesc cu adevărat în acest sens. Ultima întrebare, o curiozitate personală. La dumneavoastră în comună, cine are mai multă notorietate, Elena Udrea sau Klaus Iohannis? Cu siguranță e un tip de alegeri care e foarte bine rumegat de fiecare cetățean al comunei Roșia Neamă Radia. Baba Ioana de la dumneavoastră a auzit de Klaus Iohannis? E o curiozitate a mea. Eu cred că nu. Sunt convins că pe undeva aveți dreptate. Nu se bucură de atâta popularitate, însă oamenii știu un singur lucru, că e neamț și neamțul când își propune ceva, face, vorbește puțin și face lucruri multe. Eu cred că oamenii vor ține cont de recomandarea primarului și vor vota în cunoștință de cauză, adică la recomandarea celui care îi reprezintă zi de zi în problemele care se confruntă. Să înțeleg că, deși premierul Ponta va oferi șansa, nu treceți la PSD. Nu se pune problema unei treceri la altă formațiune politică. Din punct de vedere al persoanei mele, până la urmă, nu mă regăsesc în categoria traseiștilor. Sunt unul din cei mai vechi membri ai Partidului Democrat. Să știți că, la nivel de localitate, discutând în anumite cercuri, oamenii știu că primarul Aiefan Băsescu și mai confundă vis-a-vis de opțiunea pentru candidatul la alegerile prezidențiale. Dar cred că e perioada de campanie și fiecare partid politic va încerca să scoată în evidență, și mă refer la activiștii partidului, ce candidat trebuie susținut și votat și la sfârșitul campaniei electorale vom număra voturile. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, o seară frumoasă. Am pus titlul în seara asta, Ponta, tu ai ceva sfânt. O să mă explic. Eu cred că e inutil să mai facem orice discuție despre Victor Ponta dacă ne gândim că pe 26 octombrie anul trecut a spus public că anul ăsta va restaura coloana infinită, a uitat și de coloană, nu numai pe noi de gorjeni, dar a avut nesimțirea ca acum 10 zile să confiște simbolul fundamental al românilor și să-și ia cu el pe arena națională, transformându-l într-un simbol electoral. Haideți să vedem un clip pe această temă realizat astăzi de mine împreună cu colegul meu Alex Butucea de la ziarul de investigații Gorj News. Regia, dacă este pregătit material numărul 5, rog și invitații să-l urmărească cu atenție, să discutăm pe marginea lui.
pot. Și să ne pregătim că la anul trebuie să reparăm coloana și înțeleg că va fi tot cu scandal. De dinainte să înceapă reparația și acolo să înceapă... Dacă alegem același... O să facem breaking news. Dar... E motivul pentru care eu sunt convins că Victor Ponta, premierul Victor Ponta, nu are nimic sfânt pe lumea asta. Nu poți să lași coloana infinită ruginită, dar să o confiști electoral. Sunteți un om de cultură, domnule Voicu. Sper. Aș vrea să mă contraziceți. Eu am fost îndrăgostit în Pădinii, dar vreau să vă spun despre Brâncuș. Știu exact. Hai să nu luăm iar de la 1900. Deci e inutil să vorbim. Și acum aș vrea să vă spun. Sfântul din Montparnasse, sfânt rămâne Brâncuș. Și mi-aduc aminte cuvintele în perioada comunistă, când a fost minimalizat și aruncat, necunoscându-i se și nevrând să-i se dea valoarea adevărată. Atât a spus, nici nu știu ce vă las eu vouă. Mi-a lăsat acest ansamblu extraordinar care merge de la Malul Jiului până la Coloana Infinitului, în 37-38, când era Gheorghe Tătărescu și Aretia Tătărescu. De sfântul din Montparnasse, îmi pare rău că acest om, o valoare excepțională, cunoscută de alții și apreciată, din păcate pe spinarea lui trăiesc atâția brâncușologi. Avem mai mult ologi decât brâncușologi. Atâția, dumneata, ai luat atitudine foarte bine despre acest ansamblu. Brâncuș rămâne sfânt, iar acolo Ponta, tu ai ceva sfânt. Într-adevăr, e bine zis. Eu am mai spus de atâtea ori să ne ferim de cultul personalității și rău foarte mult să înțeleagă lingușelile și adulațiile nu sunt bune, cei mai buni sunt oamenii care te critică. Să nu cadă în plasa lingăilor, cum spunea și domnul Fugaru. Foarte bine. Deci dacă va pica în plasa aceasta, nimic nu va rămâne sfânt. Domnule Fugaru, juriștii primăriei Târgu Jiu sunt foarte ocupați să-și facă palate prin tot felul de zone ale județului, pe insuliță, peste tot, neavând timp să reprezinte primăria, au reușit contraperformanța de a pierde drepturile de imagine asupra ansamblului Brâncuș. Motiv pentru care, după ce Victor Ponta a avut nesimțirea să-și aroge coloana infinită ca simbol electoral, astăzi firma Visarta spune așa, Ponta a folosit ilegal opera lui Brâncuș. Victor Ponta a folosit ilegal opera lui Brâncuș în afișe și la lansarea candidaturii sale. Gheorghe Voican, directorul executiv al societății Visarta, cea care gestionează drepturile de autor asupra operelor lui Brâncuș, a declarat că va înștiința deținătorul imaginii operelor sculptorului asupra încălcării legii. Domnule, ăsta este premier sau e păcălici? N-are și el juriști, îl are pe Teodorescu la Ministerul Justiției. E posibil așa ceva să gafezi ca premier? O las să ruginească, mai am un pic și o duc la fier vechi și mai încalpă și legea? Domnule Fugaru. Domnul Daju, când eu v-am spus ce se întâmplă și la ce o... V-am spus că așa, aceeași situație se întâmplă cam în toate instituțiile. Din păcate, asta este situația, nu trebuie să ne ascundem după ea, dar vedem pe fiecare zi. Toate departamentele, toți consilierii care i-au angajat sunt copii de
lipitori de afișe, sunt copii de oameni care au fost aproape de Victor Ponta și a băgat pe toate funcțiile, dar ei nu, din punct de vedere profesional, sunt cei mai slabi, sunt incompetenți. Nu numai consilierul Victor Ponta, ați văzut ce se întâmplă și la Târgu Jiu, și în Consiliul Județean, gafe peste gafe. Nu poți să iei după stradă să-i aduci, am văzut săptămâna trecută, la Consiliul Județean, care să fie purtătorul de cuvânt al unui organizator unui eveniment care trebuia să-l prezinte, și face anunțul către presă că el are loc la o anumită oră și s-a întâmplat să fie la anunț mai devreme și el e la o oră mai târziu. Da, e corect. Revenim în direct după pauza publicitară.